Continuăm previziunile pentru joi. Balanță. Deși vă simțiți în formă, s-ar putea să descoperiți că nu prea aveți spor și că nu vă reușește mai nimic. Astăzi nu prea sunteți realist. Vă sfătuim să nu forțați lucrurile pentru că riscați să provocați discuții aprinse. Scorpion. Primiți o sumă importantă de la o persoană mai în vârstă din familie și începeți să vă faceți planuri. Ar fi bine să nu vă pripiți pentru că vă lipsește simțul practic și s-ar putea să suferiți un eșec. Vă recomandăm să vă consultați cu partenerul de viață. Săgetător, dimineața s-ar putea să aveți probleme de serviciu pentru că nu reușiți să vă concentrați. Vă sfătuim să nu vă amestecați în bârfele celor din jur pentru că mai târziu riscați să aveți discuții. După amiaza vă reveniți, nu este exclus să petreceți o seară romantică. Capricorn. În prima parte a zilei sunteți confuz și indispus. Vă recomandăm să nu vă asumați riscuri pentru că șansele de reușită sunt minime. Dacă aveți ocazia să vă relaxați într-un fel sau altul, nu stați pe gânduri. Ar fi bine să vă menajați și sănătatea. Vărsător. Aveți planuri mari, în special în domeniul financiar, dar încă nu reușiți să vedeți semne încurajatoare. Vă sfătuim să aveți mai multă răbdare și să munciți mai ordonat. Ar fi bine să acceptați sugestiile unei femei mai în vârstă. Pești. Dimineața sunteți foarte sensibil și nu vă convine nimic. Încercați să depășiți cât mai repede această stare pentru că vă poate afecta relațiile cu ceilalți. Vă recomandăm să uitați până mâine, ambiția de a vă impune în fața colegilor. Acestea sunt previziunile pentru joi. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare.